seara, dragi telespectatori! Gazda dumneavoastră de astăzi la Panoramic este Aura Stoienescu și facem o ediție specială pentru că este Ziua României și avem în vizită astăzi la Panoramic o tânără româncă care merge cu tricolorul, hai să-l arătăm, care merge cu tricolorul peste tot, prin toate locurile frumoase ale României și sălbatice și nebunești și uitate de lume, Cristina Bucureștean. Bun venit, Cristina! Bună v-am găsit, Aura! La mulți ani, România! La mulți ani, România! De ce am invitat-o pe Cristina la noi? Pentru că vrem să punem și noi așa o piatră la temelia acțiunii sale, în sensul că, dragi telespectatori, Cristina în momentul ăsta este pe primul loc în lume, da? Cu tricolorul în mână, așa cum ați văzut-o acum. Deci este singurul concurent care are steagul țării în mână, da? Pe un vârf de munte. Pe un vârf de munte, da? Într-un concurs internațional care se organizează anual, iar anul ăsta tu ești pe primul loc cu 15.000 de voturi. Spune-ne tu, te rog, ce presupune, ce înseamnă acest concurs? Și, în primul rând, mie îmi place faptul că în felul ăsta este promovată România pentru frumusețile ei și nu este pe primul loc în rating pentru lucrurile urâte și rele care se întâmplă în România. Felicitări, în primul rând, pentru asta. Mulțumesc. Și în al doilea rând, pentru faptul că ești pe primul loc într-un concurs internațional. Spune-ne ce presupune. M-am înscris într-un concurs de... concurs se desfășoară în Norvegia și Suedia. Înseamnă 300 de kilometri în tundra arctică. Spre polul nord, da, pe sănii trase de câini. Și ca să ajungem acolo, trebuie să fim votați pe Facebook. Fiecare concurent. Este un site al organizatorilor. Dar există link-ul pe Facebook, pe pagina ta, Cristina Bucureștean. Cristina Bucureștean, da. Deci pentru amănunte, intrați pe Facebook Cristina Bucureștean și acolo aveți link-ul pe care se votează, de pe link-ul ăla intrați pe site și se votează. Să continuăm. Se votează. În momentul de față suntem pe locul întâi. Am adunat 15.000 de voturi. Este foarte mult într-un concurs. Mai ales să spunem că sub tine următorul are 5.000 și ceva. Deci tu ai de 3 ori mai mult decât următorul de după tine. Dar candidez cu țări foarte puternice, țări care au și 200 de milioane de locuitori, cum ar fi Pakistanul. Candidez cu Mongolia, care anul trecut s-a înscris în ultimele 3 zile și a câștigat cu peste 45.000 de voturi. Cu toate acestea m-am înscris, la început am sperat, am mobilizat lumea, am foarte multă lume care mă susține. Pentru asta am venit și aici, vă mulțumesc pentru invitație. Cu mult drag. Mă bucur că ne-am întâlnit la cafea întâmplător. Eu am venit aici în Gorj să mă cu doamna Mărioara Băbu, pe care o salut. Doamna cu stâna, vă amintiți un reportaj frumos care l-am făcut la stâna astăvară pe Transalpina? Ești nepoata doamnei Mărioara? Nu sunt nepoata, nu. V-ați cunoscut așa pe munte. Deci suntem, da, ne-am cunoscut pe munte și o să vedem și o poză de acolo și cum ne-am cunoscut. Și o să veniți și o poză în curând. Ce vreau să vă spun, că la 0766314582 puteți să trimiteți SMS-uri pentru Cristina, să vedem care e opinia dumneavoastră, dragi telespectatori, legat de frumoasa ei acțiune. Trebuie spus că e vorba de fotografii pe care tinerii care participă sau persoanele care participă, că nu sunt neapărat tineri, le trimit și sunt votate pentru frumusețea lor. Da, sunt votate pentru frumusețe și este și spiritul de patriotism. Deci este o bătălie, în ghilimele, între țări. Fiecare țară dorește să-și vadă concurentul acolo. Tricolorul nu a mai fost dus până acum. A mai ajuns un român, dar a candidat pentru Danemarca. Deci nu cu steagul nostru. Nu cu steagul nostru și noi românii suntem în categoria alte țări. Da? Acolo participă 10 țări independente și noi restul lumii, să zic așa. Deci noi suntem la restul lumii. La restul lumii, în alte țări, da. Deci nu, candidez cu toate țările din lume, practic. Uite că ăștia de la și alții, adică România, prin tine, pe primul loc. Da, sunt pe primul loc, mulțumită celor care m-au ajutat, nu puteam singură, eu am dat un singur vot. A fost foarte greu la început, dar se pare că poate ne este dat să ajungem acolo, să duc tricolorul acolo. Și trebuie să felicităm colegii din presă care au plecat pe subiectul ăsta. Da. Pentru că
După câte am citit și mi-ai spus și tu, fotografia, pentru că e practic un concurs de fotografie, dacă stăm să ne gândim. Foto-video, da. Unii foto-video. Și-au pus fotografie, unii video, da? Fiecare cum a considerat. Așa, fotografia care a dat peste cap contorul la numărătoarea voturilor, este o fotografie, dragi telespectatori, pe care o să o vedeți foarte repede, imediat ce este gata materialul, cu o vulpe pe care tu o hrănești. Îi dau să mănânce din mână, o vulpe sălbatică din... Și spune povestea ei până când pregătim, da, imaginile. Am cunoscut-o la 2000 de metri la lacul Bucura. Am numit-o Victorița, stătea acolo singură. Hai să vedem și pozele, ca să nu-i lăsăm pe telespectatori să aștepte prea mult. Ia să vedem. Iată pe Victorița. Ea este Victorița, dar este prietena mea. Am cunoscut-o, a stat cu noi 2 zile. I-am dat să mănânce, nu m-a lăsat să mă apropii de ea sau să o mânc. La început. Stătea cu mine, ne uitam la lac amândouă. Da? Da. Considera prietene, pur și simplu. Stătea singură acolo. Văd acolo că sare ca un cățel de la... Da, noi ziceam că dansa samba. Aici mă mirosea să vadă, ne cunoșteam. Dar îi dădeai ceva să mănânce aici? Da, îi dădeam să mănânce. Erați deja prietene. Da, după ce s-a săturat, a stat lângă noi 2 zile. Pur și simplu, da, stătea la fotografii. Astea sunt fotografiile, ea este personajul care probabil că a impresionat foarte tare tu și animalul vulpe, sălbatic. Da, un animal sălbatic, da. Și atât aici, într-un frumos costum, cred că este chiar ea pe care același, o porți acum. Da. De altfel, acum ai abordat și baticul de munte și ea gorjenească și mulțumim pentru asta. Mulțumesc și eu. Și doamnei Mărioara, care te-a ajutat la vestimentație, cred că... Iată aici o fotografie care ai făcut-o de curând. Deci prin această fotografie vreau să spun lumii că putem să visăm. Putem să visăm, să transmitem același lucru care ne-a transmis Brâncuș. Putem să mergem spre infinit, să mergem, da, să ne bucurăm, să visăm, să lăsăm necazurile, greutățile mai departe. Și aici unde ești? Aici sunt în Parângul Mare, într-o tură foarte grea, foarte grea din punct de vedere al... condițiilor meteo. Am fost și noi, dar n-am reușit să ajungem din cauza condițiilor meteo. Am plecat din Bumbejiu până în Petrușan, pe jos deasupra muntelui. Și aici? Sunt la lacul Bucura, în luna iunie, când este covorul de Brândușe. Brândușe? Da. Brândușe. Da. Cât de frumos, iată, acolo în spate zăpada. Uite ce țară frumoasă avem. Minunată. Și vreau să-i felicit pe colegii din presă care te-au susținut. Da, aici este tot Parângul, partea nordică a Parângului. Adică peste munte de aici. Peste munte, da. De la Bumbești ajunge aici, spre Petroșani. Ce frumos, ce frumos. E destul de greu. Adică am încercat și noi și încă n-am reușit să ajungem Parângul Mare. Și aici unde ești? Aici sunt pe plaiul mic înretezat. Pe acolo, pe cu vulpea? Pe ce te-ai întâlnit? Nu, eu mai aveam un pic de mers, numai 2 ore de traseu. Sunt tăurile păpușii aici. Da. Aici este un loc în care s-a oprit timpul loc, în Munții Șurianu. Unii mai spun și Palma lui Dumnezeu sau Fundătura Ponorului. De ce? Sunt oameni care locuiesc acolo? Sunt câțiva oameni. Acolo am cunoscut o bătrânică care trăiește de 80 de ani acolo. Aceasta este tanti Armina, mătușa Armina. O poveste de viață impresionantă și un exemplu de viață. Trăiește singură, în mijlocul sălbăticiei, lângă urs. O seară înainte să ajungem noi, tocmai a dat ursul și a omorât un vițel. Aici am ajutat-o să mă duc și eu să văd cum se întorc oile, că urcau pe sus. Am învățat, mai încet, încet înveți. Ce frumos, ce frumos. Este chiar în fața casei mătușii Armina. Aici este în plaiul Bumbeștilor, iarna. La Conac. La Conace, cum le spuneți da, voi aici, crezi zonă, că da. Eu vreau de mult să ajung la Conace să filmez și n-am reușit până acum. O să vă duc eu dacă vreți, da. Mergem împreună? Da, mergem împreună. Dar nu iarna, te rog eu. Da. Aici cred că la doamna... Aici este stâna la studiul muntele Ștefanu. Foto de la Ștefanu. Da, de la Ștefanu, da, unde am fost spuneam și am noi în reportaj. Unde am fost și am văzut și eu cum este viața la stână. M-a primit doamna Mărioara acolo și am văzut și eu cum este. Aici este Parângul Mare. Aici, Parângul Mare, aici vreau noi să ajungem și n-am vârful, reușit, da. Pentru că venea un nor și am zis că totuși nu e cazul să ne punem cu el, că veneau doi, unul dintr-o parte, unul și din alta. Da. Și este periculos în cazul în care nu știi traseu și dacă știi. Și dacă atunci s-au pierdut câțiva. Iată-te într-o ie frumoasă. La Babele, în Munții Bucegi. Bineînțeles, înfășurat în tricolor. Da, cu tricolorul, cu...
Tu mergi cu tricolorul peste tot? Peste tot. Da, oriunde mă duc, îl pun la găzi de rucsac. Felicitări. Ideea a venit că pe unde... Iată cât de frumos, acolo este și o umbră colorată pe zăpadă. Da, uite că parângul, nu se vede în iarna. Da, se vede acolo, în spate e parângul mare. Da. Dar promitem și noi să-l... Poate mergem cu tine totuși. Ne înveți pe unde să mergem ca să ajungem. Aici este înretezat, pe altă parte a retezatului, spre vârful Custura și se vede în depărtare vârful Peleaga. Era în ceață. Cât de frumos. Și tricolorul nostru. Și tricolorul, bineînțeles, cât de frumos. Și nu e deloc ușor. Și aceasta este fotografia mea de profil, unde mă poate găsi lumea să știe că sunt eu. E tot în retezat, sunt tăurile Custurii, de pe vârful, aproape de vârful Custurii. Este un loc un pic mai sălbatic. Partea aceasta nu este așa umblată, este puțin marcată, dar este absolut... super. Și nu e ușor deloc să ajungi. Iată că te împaci bine nu numai cu vulpile, ci și cu căprițele. Da, este în Ținutul Pădurenilor, în Munții Boiana Ruscă, da. Eu am copilărit acolo și avea bunica 6 capre. Da? Da. Și când le-ai văzut, ți-ai adus aminte de, aminte de copilărie. Copilărie. Da. Foarte frumos. Extraordinar de frumos. Și acum două cadre care le-am păstrat pentru final, pentru că mi-au plăcut foarte tare. Parângul Mare l-a apus. L-a apus. Deci în acea tură grea în care nu am putut să noptăm. Și v-a prins noaptea acolo? Și a trebuit să mergem în continuu 48 de ore, da, până la Petroșani. Și ne-a prins o ceață și... Și acum finalul, iată cât de frumos, cât de frumos. Acesta este un fenomen rar întâlnit, se numește fenomenul Gloria. Se apare doar la apus sau la răsărit și trebuie să, în contextul de ceață și nori, la un moment dat se dă ceața și apare undeva acolo, umbra ta este la 10.000 de kilometri depărtare. Se prinde foarte rar și întotdeauna, dacă iubești muntele, muntele îți oferă ceva. Deci, și garanta nu e Photoshop, da? Deci garanta nu e Photoshop. Nu folosim Photoshop-ul, nu folosim, nu. Deci am avut dreptate cu toate că nu mă pricep la genul ăsta. Nu folosim, Să o păstrez fotografia asta, ultima. Da, ultima, da. Este frumoasă. Oricum avem o țară frumoasă, avem tradiții frumoase, sunt oameni minunați în munte. Ori, în orice parte te duci, că e în Apuseni, că este aici în Gorj, că este Hunedoara, sunt oameni de extraordinari. Să spunem telespectatorilor pe Facebook că am făcut așa o mică poveste despre tine. Tu ești din Hunedoara. Da, eu sunt din Hunedoara. Ești economist? Economist pe diplomă acum. Cifrele economist pe diplomă. Deocamdată sunt fără servici. Am renunțat la carieră acum 5 ani. Da? Și am început să umblu pe munte. Și logonicul tău este de la noi din Gorj. Da, este din Bumbești. Tu ești din Hunedoara, el e din Bumbești peste munte, cred că v-ați întâlnit pe munte. Și ne-am întâlnit pe munte la mijloc, așa, între... pe graniță. Da, da. Exact la graniță, în Parânga, acolo, unde este granița între Gorj și Hunedoara. Și el îți face și fotografiile, el probabil, este fotograful, da. Extraordinar. Omul din umbră, cum zice el, Moruș Calin Octavian. Felicitări, Alin, pentru fotografii. Sunteți extraordinari. Am încercat și noi să urcăm pe munte, dar n-am reușit mare lucru. Nu e adevărat. Uite, eu o să vă iau și o să vă arăt. Deci pe munte nu te duci să tragi de tine. Nu facem performanță. Te duci să te bucuri, să miroși o floare. Să... Dar frate, dacă mergi 48 de ore, cred că nu... Bine, nu, alea sunt... Cred că tragi se de mai tine. Întâmplă situații, dar aia nu seamă. Poți să te duci și 3 ore pe munte. Un traseu de 3 ore să-l faci într-o zi. Să te uiți, stai, te uiți la o cascadă, miroși o floare, stai, te odinești. Da, noi asta doream să facem, dar nu ne-a lăsat. Lași stresul la o parte și acolo nu mai ești decât tu și muntele și... Da, foarte frumos. Din păcate, emisiunea este destul de scurtă, dar nici n-am vrut să facem o ediție lungă pentru că o să apară și pe internet și vrem ca oamenii să te știe foarte bine, să te cunoască mai mult decât într-o știre, dar să nu stea foarte mult pe o emisiune, că poate se plictisesc până la urmă, adică e timpul lor, viața lor, da? Să nu le ocupăm viața prea mult. Deci, dragi telespectatori, țineți minte, haideți să o votăm pe Cristina, bucureștean, uite că o hunedoreancă, logodită cu un gorjan de al nostru și care se cheamă Bucureștean, da? Deci iată cum cuprinde toată țara, care merge cu tricolorul românesc și mă bucur că te-am cunoscut ieri și că te-am putut invita astăzi într-o ediție specială de Ziua României. Iată o româncă adevărată, dragi telespectatori, care poartă tricolorul în cu mândrie peste tot pe unde merge și care poate să-l ducă și spre Polul Nord, dar iată că l-a dus în fruntea unui clasament internațional și a dus România în fruntea unui clasament internațional
și suntem mândri de ea, eu cel puțin sunt mândră de ea, cred că și dumneavoastră, dar trebuie să intrați pe pagina ei de Facebook, să votați, pentru că competiția este foarte, foarte... Foarte grea, foarte grea. Sunt mize mari și țări puternice și da, eu nu mă las, eu nu mă las până la capăt, până în 10 decembrie puteți vota un vot de persoană. Un vot de persoană. Da, un vot de persoană, nu se pune multe. Distribuiri, adică... votări și este linkul cu vulpia, pe linkul cu vulpia. Acolo trebuie acolo, să votezi. Da. Este un nume greu. Nici nu trebuie să-l pronunțăm ca să nu facem reclamă, da, pentru că până la urmă e vorba de marketingul unei firme care a știut să facă publicitate, dar... Se intră pe link și durează 30 de secunde. Asta, da, iată cu ocazia asta noi putem să arătăm lumii ce frumoasă țară avem. Asta este foarte important. Deci, intrați pe Cristina Bucureștean pe Facebook și acolo găsiți linkul unde puteți vota. Haideți să ducem tricolorul împreună, alături de ea, în tundra arctică. Norvegiană, da. Arctică. Munții, da? Suediei și în partea arctică a Norvegiei. Mulțumesc frumos și vă rog să mă votați, să votați România, că nu mai reprezint, nu mă mai duc eu. Acum iau cu mine pe cei 15.000 care m-au votat în momentul de față. Da. Trebuie să fim foarte mulți. Să votăm. Vă spun la revedere, haide să o votăm pe Cristina. Mulțumesc frumos și la mulți ani România încă o dată. La mulți ani România, la mulți ani Cristina, hai să mergem împreună cu tricolorul în toată lumea asta.